Salutare dragilor, Daily Sugar aici cu un nou vlog. Astăzi suntem în... Nu știu dacă se vede, dar suntem în Râșnov. Urmează să mergem, să ne teleportăm în timp 150 de milioane de ani, pentru că urmează să mergem la Parcul Dinozaurilor. Și am ajuns la Parcul Dinozaurilor. Ia uitați ce frumusețe se înfățișează aici la intrare. Biletele costă undeva la 28 de lei pentru adulți, pentru copii până în 14 ani 22. Și aici la intrare se înfățișează minunatul Alozaurus. Ia uitați ce dinți avea pe vremea când trăia chestia asta. Haideți să ne imaginăm un ou de dimensiune imensă, mai mare decât mine, din care teoretic ar fi ieșit un pui de dinozaur. Cum ar fi să vedeți un ou așa mare care crapă și din el iese creatura asta. Acest parc se întinde pe 1,4 hectare și construcția lui a costat undeva la 5 milioane de euro, bani care au venit din anumite fonduri europene. Iar imediat după ce ieșim din muzeu, se înfățișează acest spațiu de joacă pentru copii. Destul de multe activități de făcut, văd undeva în depărtare că se pot cățăra de fapt copiii prin copaci și urma un traseu. Și haideți să vedem și dinozaurii aceia imensi. O treabă super mișto implementată în acest parc al dinozaurilor este acest augmented reality, care în practic, dacă bagi capul aici, nu cred că se vede bine pe cameră, începe un filmuleț arătând acel dinozaur din față. Deci înfățișează practic dinozaurul ăsta mișcându-se prin apă, bineînțeles, și după aia încearcă să te sperie. Este foarte, foarte tare treaba asta, mai ales că nu am văzut implementate până acum în niciun parc acest tip de augmented reality. Acesta este cel mai faimos dinozaur, se numește Ankylosaurus și este cel mai faimos din punct de vedere al armurii pe care o poartă pe el. Dacă stăm să raportăm lucrul ăsta la jocurile video din ziua de astăzi, el practic ar fi cel care tanchează, să-i spun așa, pentru cine este pătimit al jocurilor video, tanchează și se bagă în față ca ceilalți să poată să rezolve situația, iar el este practic cel care și ia foarte mult damage, să-i spun așa, în termen de jocuri video. În spatele meu se află unul dintre cele mai periculoase animale care se presupune că au existat pe pământ acum sute de milioane de ani, și anume Tyrannosaurus. Practic ăsta era monstrul cel mai de temut de pe planeta Pământ. Cred că nu există un animal mai periculos și mai fioros și mai feroce decât acest Tyrannosaurus. Acesta este Albertozaurus și se spune că este o rudă a tiranozaurului. El trăia acum 70 de milioane de ani și se spune că nu avea dușmani în ecosistemul în care trăia. Bineînțeles, probabil putem vedea de ce nu se întâmpla acest lucru, pentru că pare foarte, foarte feroce. Cred că acesta este cel mai amuzant dinozaur pe care l-am văzut până acum. El se numește Gallimimus și se spune că este o rudă a struțului din ziua de astăzi. Arată super ciudat și dubios, dar în același timp pare foarte amuzant. Cu toate că am venit la ora 5, o oră înainte să se închidă acest loc, este plin de turiști și mi-este destul de dificil să-mi trag cadrele de care am nevoie, pentru că toată lumea își pune copii în gura dinozaurilor să-și facă poze, toată lumea face diverse lucruri la un dinozaur, mai mult sau mai puțin etice din punctul meu de vedere, dar asta e, când mergem în zone super mega turistice, așa se întâmplă. Mă bucur că vin turiști foarte mult și aici, mă bucur că lumea călătorește. După cum vedeți, acest specimen este mega lung și deja a găsit o familie pe care să o mănânce. Vedeți? Arată precum un crocodil, doar că are cel puțin 10 metri, cred că are chestia asta. Prietenului nostru mare îi spune Deinosuchus și se spune că ar fi unul dintre cei mai mari crocodilieni care au existat pe acest pământ în vremurile de demult, adică acum 84 de milioane de ani. Imaginați-vă creatura asta acum 84 de milioane de ani, în ce lacuri sau pe ce zone își făcea veacul. De tare poate fi acest dinozaur, este pus pe senzor, dar dacă te uiți în ochii lui în timp ce se mișcă, îți dă senzația că sunt super reali. Mă gândesc că dacă aș fi fost oarecum vânat de un astfel de dinozaur acum foarte mulți ani, probabil aș fi fost prins în mai puțin de 2 secunde. Mamă, 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 deci dinozaurul ăsta Dilophosaurus a trăit acum 190 de milioane de ani. Vă imaginați în timp real acum cât timp a fost acest lucru? Este practic imposibil de imaginat din punctul meu de vedere, dar arată super feroce. Tragem de limbă. Cât de tare poate fi chestia asta? În spatele meu se află, bineînțeles, un vulcan care simulează o erupție și cum se simte pământul de sub picioarele tale atunci când are erupe un vulcan în zona în care ești tu. Vulcanul arată după cum vedeți așa și odată la 3 minute această podea de aici vibrează. Haideți să vedem împreună cum se simte o erupție de vulcan. Cam așa arată vibrația unei erupții de vulcan. S-a oprit, stați așa. Dar nu cred că mă văd, dar se simte în creștetul capului aici ceva. Este super ciudat. Mă așteptam să fie mai puternic, să te bălângă, să fie, dar nu e chiar atât. Dar o să fac ploză pentru clickbait. Chestia asta, că mă ia și coamețeala, că mă la ea, e Diprodocus și zice că e apărut acum 150 de milioane de ani. Și ce făcea? Mai făcea ce fac toți dinozaurii. YouTube. Probabil pe lângă Tyrannosaurus Rex, acesta este al doilea cel mai cunoscut dinozaur. El se numește Stegosaurus, este un erbivor de talie mare, care crește destul de lent, însă a trăit acum 156 de milioane de ani. Ceea ce este foarte interesant este că aceste denivelări de pe spatele lui, ca să nu le spunem frunze sau solzi, sunt o metodă de intimidare, practic, și ele nu erau folosite ca arme pentru că erau foarte fragile. Singura lui armă cu care putea face ceva era coada, însă dacă rata ținta cu această coadă când era atacat, rămânea foarte, foarte vulnerabil. De cele mai multe ori acestea riscau să se rupă și dinozaurul, bineînțeles, nu mai avea a doua șansă pentru că era super repede atacat, având în vedere toți prădătorii care trăiau în perioada respectivă și rapiditatea cu care ei acționau atunci când era vorba de pradă, de bătaie sau de alte lucruri agresive. Mamă, deci cred că ăsta e cel mai ciudat dinozaur pe care l-am văzut până acum. Desmatosuchus, cred că se numește, sau crocodilul cu benzi. Are aceste spinări ascuțite ca metodă defensivă și ceea ce este și mai interesant este faptul că acest animăluț, să spunem că are doar 5 metri, trăia acum, fiți atenți, 238 de milioane de ani. Dacă toți ceilalți plecau de la 70, ajungeau până la 150 de milioane de ani, acesta a trăit acum 238 de milioane de ani. Chiar ne-am întors în timp, fraților, mă bucur enorm că am venit la acest Dinoparc din Râșnov. Vă recomand cu căldură să veniți aici. Îmi place foarte mult atmosfera, informațiile oferite și bineînțeles faptul că dinozaurii, mai mult sau mai puțin, au mărime reală. Broasca! Am găsit broasca! Broasca! Broasca, de fapt scrie e Henodus. Dar e Henodus. Mamă, 235 de milioane de ani acest broscalete țestos. ca lumea. N-am văzut niciodată o broască dinozaur. Deci, dovada clară că dinozaurii au existat, au rămas aceste broscuțe țestoase. Cât de tare, după ce vedeți acest filmuleț la partea cu meteoriți și asteroizi, jos aici apare un fragment real dintr-un meteorit care se spune că ar fi căzut pe pământ într-o zonă anume. Explică mai multe filmulețul, bineînțeles este vorba tot despre epoca dinozaurilor, iar aici se află, să spun așa, un mic simulator într-o groapă de cum arată sau cum ar arăta un meteorit căzut și craterul format de acesta. Foarte, foarte mișto. Paraiasaurus sau șopârla cu obrajii, cu platoșă, este un dinozaur care a trăit acum 270 de milioane de ani și se spune că era un dinozaur masiv. După cum vedeți, este vita mai bestia. Dar ceea ce e fain este că arată ca o țestoasă ninja în 4 labe. Ia uitați-l pe ăsta. Spuneți că este păun, un fel de coadă de păun pusă pe lateral, pe spatele acestui dinozaur. Platihistrix, mama mia ce nume, porc spinos se mai numește. Faza este că este unul dintre singurii dinozauri din acest parc care a trăit acum peste 300 de milioane de ani, a apărut acum 301 milioane de ani. Dragilor, acesta a fost vlogul de astăzi de la Parcul Dinozaurilor din Râșnov. Nouă ne-a plăcut experiența, consider că merită banii pe care i-am dat pe acest bilet. Vă recomand cu căldură să veniți aici. Aici se încheie acest vlog. Through the highways till my shadow turns to sun rays and